bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, distribuie videoclipul nostru și activează notificările pentru a fi primul care afle despre videoclipuri noi. Celebra actriță turcă Slatir Koglu, recent pe ordinea de zi cu viața ei privată. Actrița, care a fost întotdeauna la mare căutare pentru frumusețea și cariera sa de succes, a surprins pe toată lumea cu vestea că a început recent o nouă relație. Slatir Koglu impresionează prin personalitatea și frumusețea ei atrăgătoare și este în permanență pe ordinea de zi. Nu permite ca viața sa privată să fie discutată în ochii presei. Motivul pentru care viața ei privată nu este discutată este că Slatir Koglu nu vrea să împărtășească prea multe informații despre viața ei amoroasă. În același timp, se spune că stă departe de presă pentru a se proteja pe sine și viața privată. Slatir Koglu ascunde secretul vieții sale private de presă, protejând tot ceea ce este important pentru ea. Respectul său pentru libertatea și intimitatea care îi se oferă este considerat și un indicator al respectului pe care tabloidele l-au pentru el. Slatir Koglu recunoaște că este foarte greu ca subiectele din viața ei privată să devină știri senzaționale. Cu toate acestea, el nu face nicio declarație despre relația lor zvonită. Slatir Koglu a răspuns la o invitație aranjată de compania ei de management ieri după amiază. La invitație era Shavkat Pekker, pe care nu-l mai văzusem de mult. Desigur, la seară au participat și prietenii ei Hazal Subaş și Ilaida Alişan, afiliate aceleiași firme de management. Slatir Koglu arăta uimitor în rochea neagră cu corset pe care a purtat-o la recepție. Slatir Koglu s-a apropiat de partenerul ei Dogukan Ginger în serialul Kizil Chik Serbeti. Deși cuplul nu a răspuns oficial acestor acuzații, comportamentul său sincer și apariția pe rețelele de socializare au confirmat vestea. În plus, Slatir Koglu a sugerat în interviurile sale că așteaptă cu nerăbdare o nouă relație. Potrivit unei știri care a intrat astăzi pe agenda revistei, s-a susținut că Slatir Koglu a avut o ceartă geloasă cu noul ei iubit Dogukan Ginger. Declarațiile comentatorilor pe această temă din cadrul emisiunii au atras multă atenție. În plus, abordarea Slatir Koglu față de producătorul Inal Avci la petrecerea la care a participat aseară și situațiile lor intime au vorbit mult pe rețelele de socializare. Intimitatea cu Inal Avci, care a lăudat-o constant pe Slatir Koglu pe rețelele de socializare, l-a înfuriat pe iubitul ei Dogukan Ginger. Se știa că noul cuplu iubit a avut prima furie geloasă. Un alt detaliu abordat în program a fost că Inal Avci a fost în spatele Slatir Koglu mult timp. Cu toate acestea, Sla a fost criticată de toată lumea pentru că a intrat în aceste situații intime, deși cunoștea situația. Erol Chese, unul dintre comentatorii emisiunii, a atras atenția asupra schimbării lui Slatir Koglu. El a spus că după ce am părăsit seria Emanet, vedem constant o Slatir Koglu complet diferită. El a criticat, de asemenea, adoptarea de către Slatir Koglu a unui stil vestimentar din ce în ce mai îndrăzneț și a declarat că fanilor care l-au iubit le-a plăcut statura lui modestă în seria Emanet. Cu toate acestea, acum nu există urme ale acestor stări din Sila. Următorul comentariu al programatorului Erol Chese ne-a atras atenția. Nu cred că Dogukan este alegerea potrivită pentru Sila. Văzând bărbații din jurul Sila, cred că îi va fi foarte dor de Halil, a spus el. Suntem și noi de acord cu această problemă. Ne puteți împărtăși informațiile dumneavoastră valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră. Pa, pa!